Ai bine, lasă-mă în pace. Te-ai îmbolnăvit. Nu mai am o hârtie. Băi, tată, nu facem. Băi, tată, stai cu minte, ce-ai pățit? Milionul. Hai, ai tupeu? Ce-ai face tu cu banii ăștia? Te-ai îmbătat, ce-ai pățit? Ce face cu banii ăștia? Băi, da, mai bine dai la o gagică dacă tot vrei. Dacă să dau la gagici, uite cum mai bine le dau foc. Uite așa. Bă, dar ești chiar misogin, adică cum de în loc să ajuți o gagică? Uite, fără număr. Bă, stai mă mai bine, distrezi o gagică, bă, de ce te duci? Dă-le mă încolo de gagici, că nu... Bună! Îți spui și mie, te rog, câte ceasul. Te rog, că nu merge telefonul. Aaaa, frumoasă mașină! Astăzi, 1 octombrie 2022, m-am luat așa pe jos, merg la grătar, duminică, frumos, bam, bam. Trebuie să merg și eu la protest, dar nu am timp. Nu am timp. Poate data viitoare, să vedem când, ce și cum. Asta e. Ați văzut? Unde se doarme? Pe stradă. A venit și 1 octombrie. Repejor. Fac chiar un grătar. Vreau să-l acrez pe vecinul. Îl văd acolo că face curățenie la el în curte. Nu știu dacă mă aude. Salut, vecine! Salut, vecine! Ce faci, bre? Uite, m-am îmbolnăvit, m-am luat după tine. Am băut apă după tine. Bre, nu sunt bun mici, bă, că poți să mori. Bă, o dată pe săptămână sunt bun, dar nu mereu. Nu faci tu. Bă, ce cu banii ăștia aici, mă? Eu uite, vecine, am bani. Băi, și ce? N-ai bani? Bre, ba, ta ai curajul să faci ce fac eu acum? Ce? Uite. Dar stai mă cu minte, ce te-a apucat? Ai bă, bine, lasă-mă în pace. Te-ai îmbolnăvit. Nu mai am o hârtie. Băi, tată, nu facem, mă. Băi, tată, stai cu minte, ce-ai pățit? Milionul. Hai, ai tupeu? Ce-ai face tu cu banii ăștia? Te-ai îmbătat, ce-ai pățit? Ce face cu banii ăștia? Băi, da, mai bine dai la o gagică dacă tot vrei. Dacă să dau la gagici, uite cum mai bine le dau foc. Uite așa. Bă, dar ești chiar misogin, adică cum de în loc să ajuți o gagică? Da, uite, fără număr. Bă, stai mă mai bine, distrezi o gagică, bă, de ce te duci? Dă-le mă încolo de gagici, că nu vreau. Plece că plec. Gagicile la muncă, mare, la bucătărie. La da. Bă, erau ca și pona și de-aia am zis să-i arunc. Bă, tata, ai, tu ai putea să faci așa ceva? Vecine, aveam o părere mai bună despre tine, dar acum gata. A, vrei, lasă-mă în pace. Lasă-te, bă, și pe mata când faci ca mine. Că păi de ce? Mai bine dau la acum femei. Două nopți erai șmecher, că n-am bani, că mi-am mâncat gagicile banii, că nu știu ce și pe dincolo. Na! Uite ce fac eu cu banii. Am prea mulți, băi. Am prea mulți și că să dau la o gagică, mai bine le dau foc. Uite așa. Păi nu-i păcat, bă, mai bine dă-i mă la cineva care are nevoie. La cine să dau, băi? La un om, sărac. Ia zi, la câți bani am dat foc? Păi ai băgat 3 milioane, nu? Am băgat? 3? Da, păi. Băi, ești nebun și nu mai am niciun ban acum? Băi, ai văzut cum, uite, vezi? Uite unde e, nu-i cap mai de picioare. Bă, uite aici. Nu-i cap mai de picioare, bă. Dai bani, arunci bani, n-ai ce face. Nu am ce face. Hai, să-i bag și pași. Vezi, n-ai ce face. Da, fii așa pentru... N-am văzut așa, mă. Pentru gagicile. A, nu, să dai la gagici. Pentru gagicile tale să fie. Dau și de aia de un leu? Mai n-am de aia de un leu. Dar ce urmă, miroase a plastic. Da? Da. A venit mirosul? Da.
Hai bine, nu vrei să... Uite, ți dau pe ăștia. Nu trebuie, tăt. Hai bine, 50 de lei. Eu ce, n-am bani? Hai ei. Nu, că am bani. Bă, dar s-a stins focul, pe bune. A, lasă, nu mai dau acolo asta. Nu mai dau toată, n-ai ce faci. Pentru că ți-am arătat că tu nu poți să faci așa cum fac eu. Păi, dar nu, de ce să fac așa ceva? Că mai bine dau la... Vrei, am ceva pentru mata. Adică chiar m-am gândit la mata. Ia să vedem ce ai. Am niște medicamente. Așa. Pentru că am văzut că tu nu... Uite, dacă iei medicamentele astea o să-ți revii. Alea, da, da, corect. Da? Da. Știi ce sunt astea, nu? Medicamente. Da, medicamente de plăcere. De să te protejezi, vrei? Bă, eu nu mă mai protejez, tată. Uite că nu sunt expirate, 2024. Tu n-auzi că eu nu mă mai protejez, bă, de ce, bă? De ce, bă, nu te protejezi? Vrei să iei vreo boală, ceva? Bă, să fac, că n-am ce, bă, eu merg cu darea bolnave. Vrei, ia bre aici că... Eu am analizele pentru la zi, am analizele la zi. E crezi că nu se potrivesc sau ce? Am femei curate, sănătoase, ce crezi că eu merg cu dalea așa? Da, da, nu știi cum se duce la altul sau iei vreo boală ceva. Ei, ei, a, mă, că se vede și după... Vecine, eu, ca să-ți arăt că țin mult la mata, ți-am luat, dacă vrei. Nu, no, eu nu mai folosesc de-astea de 10. Da? Da. Eu n-am folosit niciodată. Păi și atunci de ce umbli cu ele în buzunar? Pentru că eu nu mă duc în stânga și dreapta. Eu sunt băiat cu minte. Lasă că, uite, mergi cu ele în buzunar, le ții bre, după pentru mata le-am luat. Le ții după tine ca pe oricoană. Pentru mata le-am luat, nu... L-am luat pentru mine, că n-am nevoie. Eu ce? Nu le băga în foc. Hai, a? Că să miroasă. Bine, bre, las că nu bag, na. Aruncă-le la gunoi dacă. Eu n-am. Dacă mai e bun grătarul, că am băgat alea pe foc. A, vă l-ai băgat plastic de ăla. Da. O să miroasă la plastic. Nu e bine, a? Prea. Da, astea sunt și mai toxice, a? Alea sunt rău de tot. Nu le-am băgat. Vrei că e așa. Astea sunt... Cine mai folosește, bă? Dar eu nu folosesc, eu vreau să le dau la cineva. Vecine, în ziua de azi nu mai folosește. Eu nu folosesc, vrei, de-astea. Ia vezi, poate sunt expirate. Nu vrei 2024, uite-te aici. Păi înseamnă că abia le-ai cumpărat. Păi da, sunt noi nouțe pentru mata luat, uite. Abia ce le-ai cumpărat înseamnă. Păi ce faci, mă? Eu am nevoie de așa ceva. M-am gândit, vrei, ca să... Te protejezi când mata te duci, le dai 10 milioane, le dai 20 de, uite, pe aia ai împrumutat-o pe Francesca sau cum o cheamă, pe Rafaela. Rafaela. Ți-a mai dat banii înapoi? Ola e. Bă, dar vine contrapartidă. Când ai mai venit? Când n-am mai văzut-o pe aici? La curățenie, la una alta. N-am mai văzut-o pe aici. Lasă că vine, vine. Da, vine, bre. Hai că după aia vreau să-ți mai spun ceva, dar stai să opresc camera. Să ducă la el. La vecinul să ducă tot pomul. Am afumat, are ușa deschisă. Să ducă tot pomul la el. I-am luat ustensila, că eu n-aveam de asta. Mai vede el ăla aia, a uitat-o aici, ea mea. Bă, nu mai poate el să umble cu asta, nu știu, că e complicat. Să mă obișnuiesc. A, uite mă, că merge bine, mă. Asta punem aici. Să aruncăm aici. Bam, bam. Știe, bă, vecinul, că are gustul, știe, știe. Pac, pac, să fie mai ușor. Mie îmi plăcea cu furculița să fac, dar na. Acum, dacă am o stensilă, dacă e cu stensilă. A intrat în casă că a văzut ce am făcut eu. Recunosc că am făcut o tâmpenie, dar acum nu-mi pare rău. Banii n-aduc fericirea, banii doar întrețin fericirea. Dar acum 100 de euro ce mai contează? Nu mai contează. S-au dus, asta e. E ca și cum ne-am avut. Păi nu? Mai iese vecinul. Vine mirosul.
că fumul vine la cei la cum a zis, mă, vecine. Deci dacă te iubesc țigăncile, vine fumul la tine. Înseamnă că mă iubesc țigăncile. Puf! Haide, țigăncile. Pe bune, dacă nu aș face acum un anunț, și chiar fac un anunț, o să pun pe matrimoniale. Cred că o țigancă mi s-ar potrivi, de minune. Nu? O țigancă mișto. Unde o ai, acolo stă. Unde o pui, acolo stă. Ca să zic așa, normal. A? Sunt statornici astea sau? Trebuie încercat orice. Orice. Cred că sigur m-ar fi ajutat la un grătar, la treabă în curte, că știu că sunt vrednice țigancile. La așternut sunt cum sunt. N-am avut țigănci. La mine timpul pierdut. O să-l întreb pe vecinul dacă la el aici în curte au venit țigănci. Știu că lui nu-i plac țigănci. Îi plac decât brazilienci. Cam atâta. Bam, bam. Așa, cine se face grătarul? Nu mai făcut tu cu... I-a iars. Era foc. Întorci tot timpul, dar nu să fie cu flacără. Păi cine i-a făcut cu flacără, așa, la... la havleală, la vrăjeală? Păi ca lumea dacă îi faci. Nu-ți bagi joc de... de ei, nu? Nici el că știe să facă grătar, că nu știu ce. Știi, olaie. Nu e în stare să-și prăjească două ouă acolo, dar să facă grătar. Se uită la mine să vadă cum fac, dar... A văzut el că întorc tot timpul, dar... Îi faci pe jar, nu-i faci la foc. Păi da? Mai uita și noi pe la gică, după astea. Hai, vecine, la un mic. E supărat? Aia vrei, băi, m-a dat banii aia. Asta începem să-i luăm. Întoarcem o dată de două ori. Stai mai aici. Unde fugi, micule? Livre! Ce? Cățelul acolo. A, cățelul? Da. Labră. Intră cățelul la el. O să mănânc singur și de data asta. Că vecinul nu vrea. Vecinul face de aia. Marș!
se transforma sev în diavol, în astea. Bă, vecine, bă, l-ai băut sub după mine? Că el e contele Dracula, că nu știu, ăsta a băut după mine, vă spun eu. Eu sunt mă contele Dracula, nu tu. Se crede în contele Dracula, pe bune acum. Doamne, părăște. Diavolule! E diavolul! Calalala! Bă, băiatule, calmează-te, liniștește-te! Mai bea suc după mine! A, uite ce bine arată! A, uite vecine aici! Mamă, mamă, când o vedea vecinul... Hai să dacă mai sare el gardul! O să-i pun țep de aia acolo să nu mai sară la mine! Hai, bam, bam! Mai am aici pe garaj niște viță de vie, de aia uscată și vreau să o tai și să o arunc aici pentru să vede foarte urât. Mai tai și din copacul ăsta să nu mă zgâri. Cu grătar mai devreme, mai fac și unul seara.
asta, mă duc pe partea alta, pe afară, dau o mătură, am terminat. Hai, bam, bam. Ce facem cea bună.
Da. Nu prea mult. Hai, îl fac. Am umplut 3 saci. Hai, mai și mai încolo. Tracks today.